Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. În seara aceasta mă bucur că putem să discutăm pe o temă interesantă și anume cum comunicăm Evanghelia în această vreme. Invitați în uh, emisiunea aceasta uh, sunt domnul Bruce Little, care este profesor la uh, emerit la uh, Southeastern uh, Seminary în Statele Unite. Uh, ne bucurăm să-l avem cu noi și pe domnul conferențiar, Dr. Teo Colda, bună seara, bine ați venit! Bună găsit! Seara aceasta vom folosi traducerea și vrem să fie o emisiune care să fie pe deplin înțeleasă de dumneavoastră cei care ne urmăriți. Și aș vrea să vă întreb cum l-ați cunoscut pe domnul Bruce Little. Mulțumesc pentru invitație în primul rând. Pe profesorul Bruce l- am avut prejul ca să-l cunosc cu mulți ani în urmă poate aproape 20 de ani, 17-18 ani. Eram pe atunci student la Seminarul Baptist din București, a venit ca și profesor vizitator, Musafir, a ținut câteva prelegeri și țin minte, ca și cum s-a fi întâmplat ieri, a, eu nu am fost impresionat de, de, de stilul dumnealui, a, clar, dintr-o altă generație, cu eleganță caracteristică, a, purta papion, încă mai poartă, purta și la cursul zilele astea la, la Institutul Baptist. Uh, și am fost fascinat de uh, capacitatea lui de a transmite un mesaj rațional, coerent, și a fost o încurajare pentru noi, ca și studenți, uh, pentru a ne gândi mai serios la apogete ca creștină. Uh, De-a lungul timpului, ne-am întâlnit uh, în diferite contexte de conferință uh, și în Regatul Unit, uh, la Cambridge, și ne-am reconectat cumva și m-am bucurat că în ultimii ani a acceptat invitația de a veni în București și de a preda un curs de, de, apologetică. Da, mulțumesc mult pentru această introducere și ne bucurăm că îl avem astăzi aici și în aceste zile în predarea unor cursuri la Institutul Teologic Baptist din București. Aș vrea să întreb pe profesorul Bruce, de cât timp sunteți implicat în domeniul acesta al filozofiei apologeticii și dacă puteți să ne spuneți ceva despre modul în care s-a născut și dezvoltat această pasiune pentru apologetică. So, Dr. Little, for how long are you involved in apologetics and how how did you decide to be involved in this field? Yes. I've been involved in apologetics philosophy for mm, <laughs> now almost 50 years. Sunt implicat în domeniul apologeticii și al filozofiei la momentul acesta probabil de 50 de ani. Cum s-a dezvoltat această pasiune, dorință de a fi implicat în What Am avut mai întâi o pasiune pentru filozofie. Pentru că la vremea respectivă nu cunoșteam domeniul apologeticii. But

Uh, nu uh, foarte bun uh, la sport. And nor, none of the girls were interested in me. Atunci nici fetele nu manifestau un interes în persoana mea. So, I decided philosophy But, would be fun. <laughs> Poate filozofia e mai potrivită pentru mine. But when I when I became a Christian, Dar când I am devenit creștin, I had given up on philosophy. Renunțasem la filozofie. and then i became a christian. and when i became a christian, i was told, you cannot study philosophy. Atunci, mi -a că nu mai să ca și christians do not study philosophy. -a spus că nu it's all over the world. Un care ține de lume. it's the devil. The diavol, it's so. Um, so, for several years, I just thought, no, I must not study this. And then it was Francis Schaeffer who opened my door to that. And then I saw how philosophy and apologetics work together. So, yeah, that would be really around. 1980. Deci asta cred că s-a întâmplat probabil în jurul anului 1980. Which was a long time ago. <laughs> Cu mult timp în urmă. Și așa ați ajuns să fiți implicați în conferințe și în uh, predarea cursurilor de filozofie și apologetică în întreaga lume. So this, in this way you then managed to be involved in teaching apologetics, yes. attending conferences and speaking in conferences around the world. <laughs> well, in Da în multe locuri din lume într adevăr am ajuns uh, uh, la conferințe și cursuri. Uh -huh. uh, V-am auzit folosind expresia neutralizarea evangelizării în lumea contemporană în una dintre prelegerile dumneavoastră. Ce înțelegeți prin această neutralizare a evangheliei în lumea contemporană? Uh, in one of your lectures I heard you use the phrase the neutralization of evangelism in contemporary world. What do you mean by this? The idea that one of the big... If we are going to exchange ideas, Dacă vrem să schimbăm idei, we must, we do it by conversation. Să facem lucrul acesta prin conversație. But with the increase of social media, Dar cu uh, creșterea uh, implicațiilor uh, pe care le aduce social media. Skills in conversation begin to decline. Se pare că abilitățile de conversație ale oamenilor încep să scadă. That people no longer they they could talk. Oamenii pot să vorbească. <laughs> But they didn't communicate. Dar parcă nu reușesc să mai comunice. And there was a a lady by the name of Shirley Turkle și uh, o doamnă cu Shirley Turkle. She is a PhD from MIT. Are un doctorat de la MIT. And she is hired by teachers in America. și este angajată de uh, diferiți învățători din Statele Unite sau profesori. Uh, to come and help the students know how to talk with one another. și este chemată uh, ca să ajute pe studenți să învețe pe studenți cum să comunice unii cu alții. Because they spend all that time texting. Pentru că mare parte din timpul lor și îl petrec scrind mesaje. And they they lose the skill of real conversation. Și au pierdut îndemânarea unei conversații reale. Since Speaking the gospel involves conversation. Și de moment ce a împărtășit Evanghelia înseamnă să conversezi cu celălalt. If we are speaking to people who have limited skills in conversation, that has a tendency to uh, minimize the effect of communication. Conversația. So, as I would say, a lot of this is due to the influence of. media technology. spune că suntem în, în situația asta datorită uh, mass media, datorită tehnologiei. And Shirley Turkle has written a book. Și persoana despre care vă spuneam a scris o carte. It's called uh, Recovering Cu titlul Recuperarea conversației. And she would say, yes, this has happened to us. Și în cartea ea recunoaște că asta e realitatea sau momentul la care ne aflăm acum. Deci, cu alte cuvinte, cumva tehnologia, în loc să faciliteze conversația, cumva a neutralizat această conversație. So, in other words, technology, instead helping us to communicate, became a hindrance in communication. Yes. Or in conversation. Yes, it didn't have to. Nu ar fi trebuit să fie așa. By necessity of the technology. Doar datorită existenței tehnologiei. But we made a choice.

Pentru că tot ați vorbit de conversații și comunicare, aș vrea să vă întreb ce părere aveți de perspectiva în care unii creștini cred că Evanghelia trebuie pur și simplu doar transmită unidirecțional, fără prea multă conversație. Transmisă direct oamenilor sub forma unei proclamări, fără interacțiune pe baza Evangheliei. because we tackled the, the idea of conversation and communication. What do you think about these Christians who believe that uh, sharing the gospel is only one way and uh, uh, probably no, not to get too much in the depth of the, of the message? Yes, if gospel communication is only me talking to the individual, Dacă e vorba doar despre mine care uh, vorbesc cu cel care este în fața mea. Well, if they have poor communication skills themselves. Dacă oamenii aceștia uh, au aceste abilități reduse de a comunica, yeah, it minimizes the communication process. Clar că se minimizează procesul comunicării. But also, at least in my estimation. Dar, de asemenea, cele puțin în estimările mele, that gospel presentation is just not talking to someone else. A prezenta Evanghelia nu înseamnă doar a vorbi cu celălalt. It's asking questions. Ce înseamnă de asemenea să pui întrebări. Listening to their answers. Să asculți răspunsurile pe care celălalt le oferă. That this evangelization is not just me speaking. Evangelizarea nu înseamnă că doar eu vorbesc, doar eu creștinul vorbește. But if it is really where I speak and listen Chi eu vorbesc, dar și ascult. I ask questions, uh, pun întrebări. When communication skills are limited. Când uh, abilitățile de comunicare sunt limitate. That really hinders that uh, human process. Cred că într-adevăr există niște mm. bariere care vin în calea acestui uh, proces uman până la urmă. Ați vorbit în prelegerile pe care le-ați ținut despre importanța Uh, înțelegerii realității. Uh, de ce este important să avem o viziune asupra realității atunci când ne angajăm cu Evanghelia în lumea aceasta? Again, in your lectures, I've heard you saying about the importance of uh, the way in which we view reality when you engage with uh, the message of the gospel in the world. Yes, I think that is the

sau uh, avem de a face cu o realitate care există dincolo de ceea ce pot să gândesc eu. deci dacă vorbesc cu cineva who that is in his mind, o persoană care crede că realitatea este doar uh, în mintea ei, he's quite apt to say when I say to him. acea persoană poate să spună, oh, That's your reality. Asta e realitatea pe care tu o ai. I have my own reality. Eu am well, when there is a difference, a basic difference of reality, Când o de bază în ce yeah. the first thing we have to do is talk about the issue of reality. Lucru pe care să facem este să acest al that is something, of course, that C.S. Lewis made. A, a great point of. Și C.S. Lewis are uh, un argument foarte important la acest aspect. If reality is in my mind, Dacă realitatea este doar în mintea mea, so it becomes relative. atunci totul devine relativ. Nu mai contează ceea ce cred eu despre realitate, nu mai contează ceea ce crezi tu despre realitate și ceea ce devine no... ea pentru tine objective Deci dacă nu avem o realitate obiectivă, That is reality independent of my mind. Adică o realitate care să fie independentă de mintea mea, then there is no way to talk about God. Atunci nu mai avem loc să vorbim despre Dumnezeu. There's no way to talk about right and wrong. Nu mai avem cum să vorbim despre bine și rău. Good and bad. Deci va face bine sau va face răul? It, it all just becomes a matter of opinion. Totul devine o problemă de opinie. Yes. Uh -huh. uh, deci uh, realitatea ar trebui cunoscută pentru a putea din jurul nostru, pentru a putea avea o prezentare care se conectează cu cultura în care noi trăim. So, I understand that we need to understand our reality uh -huh. in order to be able to engage with our culture. Mm. Yes, very much. Because if we don't, we'll just be speaking past each other. Dacă nu facem asta, uh, purtăm un dialog al surzilor. Știu că în prelegerea pe care a sinut-o uh, odată la ILF EL, ELF, uh, sau de mai multe ori, ați vorbit despre patru dificultăți în comunicarea creștinismului astăzi. I remember that uh, the ELF, mm -hmm. one of your lectures, you spoke about uh, some difficulties that Christians find uh, in communication, which would be these difficulties. Yes, well, Di uh, difficulties, sorry. yes of course, one is uh, the decrease in communication skills. Așa, cum am spus deja, uh, Una ar fi uh, scăderea abilităților de comunicare. Though the Christian the Christian message is we might call a simple message. Și uh, deși am putea spune că mesajul creștin este unul relativ simplu. It still requires explanation. Totuși acest mesaj necesită explicații. So conversation skills are necessary to do that and to do it well. Deci abilitățile de comunicare sunt necesare ca să putem să prezentăm mesajul creștin să l putem prezenta uh, bine. Another Apoi așa adăuga un declin în gândirea rațională. Și aici iarăși ne încadrăm la aspectul ce credem despre realitate. Deci, trebuie să înțelegem that many people who hear us că mulți uh, oameni care ne ascultă have been very much influenced by relativism. Au fost foarte mulți uh, foarte mult influențați de relativism. And that makes everybody right. Și uh, putem spune că în contextul acesta toată lumea are dreptate. Ah, What you think is good for you? Ce crezi tu este valabil în dreptul tău? And what I think is good for me? Ce cred eu este valabil în dreptul meu? We each can have our own thoughts. Deci fiecare putem să avem propriile noastre gânduri. And don't bother me with your ideas. Și atunci trebuie să nu mă deranjez pe mine cu ideile tale. <laughs> But that's precisely why we are in conversation with other people. Dar tocmai de asta intrăm în conversație cu alți oameni, nu? The other thing with that That is the loss of rational Și aș mai spune aici la, la pierderea gândirii raționale. People can't follow an argument anymore. Îmi dau seama că oamenii nu mai sunt capabili să urmărească o argumentare. So, if you're trying to say this leads to this, leads to this, dacă încerci să le prezint un fir logic, de aici ajungem aici și apoi dincolo, as you're trying to explain the Christian message, Uh, și asta putem spune și când încercăm să explicăm mesajul creștin. By the time you get the point, <laughs> când ajungi la punctul <laughs> al doilea, can't get to the second point. <laughs> uh, oamenii nu mai ajung la punctul al doilea, <laughs> că nu te pot urmări. I don't mean to be of people, și nu vreau să par că sunt critic uh, față de oameni. They are products of their culture. Oamenii sunt produsul culturii lor. But we must understand that that's the way things are if we want to speak meaningfully. Dar dacă vrem să vorbim cu înțeles, trebuie să înțelegem mai întâi uh, în ce context ne aflăm, cum stau lucrurile de fapt. So that's another uh, difficulty in communication. It's the decline of rational thought. Deci asta ar fi uh, o altă problemă în comunicare, uh, faptul că gândirea rațională este în declin. Yeah. Uh -huh. uh, ați vorbit despre uh, acest uh, declin sau scăderea abilităților de conversație, de comunicare. Ce soluții am avea pentru asta, care sunt soluțiile să rezolvăm această problemă atunci când comunicăm evanghelia? So, you're saying about this decline in skills that people have in communicating and in communicating the gospel. What solutions would you give?

the person he's speaking to thinks. Trebuie să înțeleagă mai întâi cum gândește persoana cu care vorbește. But we must not give in to that way of thinking. Dar nu trebuie să cedăm în fața unei gândiri de felul acesta. We must learn how to engage that person. Trebuie să învățăm cum să abordăm persoana respectivă. And help them follow through the argument. Și să ajutăm persoana să poată să urmărească uh, o argumentare. That requires patience with people. Și pentru asta nevoie de răbdare. And those who want to get the message of the gospel over with quickly. Cei care doresc să împărtășească rapid mesajul Evangheliei. Because they think they've got other things to do. Pentru că cred că au și alte lucruri de făcut. Must realize, I think. Trebuie să conștientizeze și asta spun eu ce cred eu. That most witnessing today. Că cei mulți care

Și apoi cu uh, uh, bunătate punem întrebări. Say, oh, now, did you mean this or that? Oh, ce vrei să spui prin cu a lucrării? Vrei să spui asta sau vrei să spui altceva? And as we do that, și în timp ce facem asta, we're actually teaching them how to think. De fapt, și învățăm cum să gândească. But we do it kindly. Dar o facem cu uh, într-un mod gentil. With compassion. Cu compasiune. Um, In, as paul says in one of his letters, we must remember how we were before we became a christian. so i think that is my fear is that so often good christians, teama mea, teama mea este că they say, well, bine i'll just give them the gospel. But the question is, I must give them the gospel with understanding. Dar problema este că trebuie să ofer Evanghelia și cu o înțelegere anume. So what if they say yes to Jesus? Dacă cineva, de exemplu, este gata să spună da, Domnul if they, Iisus. If they haven't really understood the, the conversation, dar dacă n-au înțeles la modul real conversația ce a avut loc, what does it mean? Ce, ce va însemna pentru Evanghelia? So we must We must resist the temptation. că trebuie să rezistăm tentației. Of just saying, well, that's the way it is. De a spune, păi, așa stau lucrurile. No. We must see what we can do. Trebuie de fapt să vedem ce putem să facem. Yeah, it's one person at a time. We're not changing the world. Nu schimbăm lumea, luăm fiecare om pe rând. <laughs> Al doilea uh, argument pe care l-ați uh, folosit aici, sau a doua piedică în comunicarea Evangheliei astăzi, dificultate, este legată de declinul uh, gândirii uh, raționale, și aici vreau să vă întreb: uh, ați oferit ca și soluție uh, argumentul teistic și cum folosim argumentul teistic în zilele acestea? Ce înseamnă mai explicit? A theistic al uh, you said that these days people tend not to think uh, rationally anymore. Mm -hmm. It's a decrease in, in their thinking. And if I remember well, you said that the theistic argument would be, in a sense, a solution to that. Mm -hmm. So, what, what do you basically mean by the theistic argument and how can you use it? The theistic argument would be probably. More to help people to understand what an objective reality looks like and why. Argumentul teistic l-am văzut mai degrau pentru a arăta oamenilor ce înseamnă o realitate obiectivă, cum arată, și de ce arată în felul acesta. So we need to we need to find out. Does this person what do they think about God? De exemplu, vorbim cu o persoană și ne întrebăm ce crede această persoană despre Dumnezeu. What is Care este atitudinea lor vis-a-vis -vis de Dumnezeu? Now, if God Dacă o persoană spune, păi, eu cred că Dumnezeu nu există. So then, atunci ce răspundem ar fi, ah, that's an interesting ce idee interesantă. Why do you believe that? De ce ai crede lucrul ăsta? ah. ăsta? Now we let that person explain their beliefs. Și acum uh, îi lăsăm loc acelei persoane să-și prezinte credințele. And we give them the opportunity. Și oferim oportunitatea. And then we begin to ask them questions about their beliefs. Și apoi începem să punem întrebări bazate pe răspunsul lor. See, now we're going to help them to think through their beliefs. Și acum ajutăm să cumva să își înțeleagă propriile credințe. Maybe before that, they just haven't thought about it. Poate că până înainte de momentul acela, ei măcar nu s-au gândit la modul cel mai serios la ceea ce cred. But when we ask them about their beliefs, dar când îi întrebăm uh, despre credințele lor, then we help them to see atunci îi ajutăm să vadă what are implications, other implications for that belief. Care sunt alte implicații pentru acea credință pe care o au. Now that person a much larger picture. Și acum le oferim o imagine uh, mai, mai largă de ansamblu. It's not just I can believe in God or not. Și nu ne rezumăm doar la ideea că pot sau nu pot să cred în Dumnezeu. Well, what are the implications for the rest of life? Care sunt implicațiile pentru celelalte domenii ale vieții? And I say it kindly. Și spun asta cu amabilitate. Many have just not thought about their beliefs. They may many times they are just saying something that they've heard from other people. Yeah, I was debating an atheist in a large group. And a young man said. Și un tânăr, uh, spus, oh, I don't believe the Bible. Uh, eu nu cred în, în oh, I said. Și am răspuns, That's an interesting claim. Uh, faci o Surely you have reasons for not believing the Bible. În yes. Da. There are too many contradictions in Sunt the Bible. Biblie, so I said. Răspuns, okay. Please. Bine. Tell me which contradiction bothers you the most. Să <laughs> rospunem care contradicție e cea mai supărătoare pentru tine din Biblie. And let's talk about it. Și o analizăm. <laughs> and the room is totally silent. Și <laughs> s-a făcut niște <laughs> Because he had no idea what contradictions were in the Bible. Pentru că el nu avea nicio idee despre așa zisele contradicții din Biblie. I should say things that people claim are contradictions. ceea ce pretind oamenii că ar fi contradicții în Biblie. He had just heard somebody say. Doar a auzit de asta expusă de cineva. Don't believe the Bible because there are contradictions in it. Să nu cumva să crezi în Biblie pentru că Biblia are multe contradicții. Now you have to be very kind and careful with people like that. Și cred că trebuie să fim foarte atenți și amabili cu oamenii aceștia. You don't want to embarrass them. Nu vrem să uh, ridiculizăm în vreun fel. But it just shows how we might engage people. Dar am spus asta doar ca să uh, ilustrez cum putem să uh, îi abordăm pe oamenii în conversație. Yeah. Rather than being quick to tell everybody what we believe. Și uh, în loc să ne grăbim să spunem tuturor ceea ce credem noi, Let's give them an opportunity to tell us what they believe. Mai bine le oferim lor oportunitatea să împărtășească ei ce cred and to ask them questions. Și apoi să punem întrebările potrivite. Which in turn will begin to raise questions about their own beliefs. Și evident că uh, vor începe să apară întrebări în dreptul propriilor credințe. And now they're a little more willing to listen to maybe another way of seeing things. Și acum poate uh, inclusiv ei vor fi puțin mai deschiși uh, sau de ce avem de spus despre cum stau lucrurile de fapt. Ați prezentat două argumente ca fiind dificultăți în comunicarea Evangheliei, ambele menționate ca și declin. Declin în competențele de comunicare, declin în logica rațională. Dar un al treilea argument care l-ați prezentat aici, sau dificultatea, a fost legată de creșterea așteptărilor pentru opțiuni. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Eu spoke. Uh... About some expectations for different options uh, that are growing. What can you say about this? Another great obstacle for us. Un alt uh, obstacol important pentru noi. 21st century person. Uh, o persoană din secolul 21. Has an increased interest in options. Are un interes crescut în uh, opțiuni, posibilități. Ah.

The difficulty for us as Christians is that in Christianity there aren't any options for salvation, only one. In uh, What this, this also does is this interest in options. Many churches have, in America at least, have really given into this. Și uh, pentru că avem acest interes crescut pentru opțiuni, bisericile din Statele Unite, cel puțin unele dintre ele, au cedat în fața presiunii care veni din direcția aceasta. Have many different services. Vor avea, de exemplu, uh, mai multe servicii uh. diferite. You pick the service you like. Și alegi serviciul care îți convine. We have all these options for you. Avem atâtea opțiuni pentru tine ca și ascultător. I just say we must be careful, because pentru că în Cred că trebuie să fim atenți, pentru că făcând asta, we are simply encouraging their continued desire for options. Încurajăm uh, dorința uh, pe care deja o au pentru mai multe opțiuni. And that also brings about something that I think will eat at the heart of the church, but also of a people. Și cred că uh, aspectul acesta va ajunge efectiv să roadă uh, din miezul uh, a ceea ce face biserica și chiar din uh, inimile oamenilor. Because with options there is a loss of commitment and sacrifice. Datorită opțiunilor multiple există din nou o scădere în ce privește angajamentul și sacrificiul pe care cineva de spus să-l facă. Oh. So, I will marry John today. Mă da. cu Ioan sau Ioana astăzi. But if it doesn't work out. dacă nu funcționează, there are other options. Mai sunt și alte opțiuni. I'll divorce John. Uh, fata spune, mă despar de, de Ioan. I'll marry Bill. Și mă căsătoresc cu, cu Bill. See, if you live in a world of options, deci dacă trăim într-o într, -o, într -o lume a opțiunilor, it whittles away at the commitment to a decision, sacrifice for the decision vedem cumva că există o diminuare și se, până la urmă, este sacrificată uh, dăruirea pentru decizia respectivă. But Dar cum văd eu lucrurile, At the heart of Christianity is commitment sacrifice. când este vorba de uh, creștinism, în inima creștinismului există acest angajament și uh, disponibilitatea pentru sacrificiu. So, this desire for options. Nel dorința asta de opțiuni is not really a good thing. Nu cred că uh, e un lucru mai bun. No, I'm not saying we shouldn't have options limited, of course. Nu vreau să spun că nu trebuie să avem opțiuni sau trebuie să fim neapărat limitați. When I go to the market. Eh, uh, mă auresc să mă duc la cumpărători. If the all I can buy at that market a peas. Dacă tot ce pot cumpăra ehm la magazinul respectiv sunt niște boabe de mazăre. I would be very distressed. <laughs> Aș fi foarte preocupat de situația. Because I don't like peas. Pentru că mie nu nu, nu so, îmi place mazărea. So choices in life are a good thing. Deci cred că a, a, putea alege este un lucru bun până la urmă. But choices over things that matter. Dar uh, să poți să alegi în dreptul lucru care contează cu adevărat. We must not think that, well, I know that matters today, so I'll choose it today. Uh, de multe ori unii gândesc, a, asta contează astăzi, păi asta aleg. Uh, but if I don't like it, dar dacă nu mai îmi place, I'll just choose something else tomorrow. That's mâine different. pot să aleg altceva. Aici situația e diferită. Yes. Mm -hmm. Mi-a plăcut că în prezentarea dumneavoastră vorbiți despre Hristos ca o persoană, nu ca o opțiune. i like that you said that christ is uh, a person mm. rather than an option. yes. Uh, cumva de exclusivism aici. Uh, i see uh, a tendency to exclusivism mm -hmm. here? Yes. how do you explain that? <laughs> uh, because that's the way it is. <laughs> there, in the christian message, it is exclusive. Mesajul creștin este într-un fel exclusivist. Jesus said, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Isus spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. I don't make that exclusive. nu spune neapărat că ceva nu, eu fac să sun exclusivist mesajul acesta. Christ does. Isus are mesajul acesta exclusivist. However, totuși, there is a part of Christianity that is not exclusive. Există ceva în creștinism care nu este exclusivist. And that is that Christianity is open to everybody. Și asta, uh, asta, înseamnă că creștinismul este deschis pentru oricine. So the offer is very inclusive. Deci oferta a creștinismului este foarte inclusivistă. But the way dar calea în sine is exclusive. Este exclusivistă. Și <laughs> a patra dificultate este pierderea sacrului. Uh, ce înțelege prin această pierdere a Sacrului uh, și cum afectează această comunicare a Evangheliei? The fourth difficulty you mentioned is that uh, the sacred aspect yes. is somehow lost. How does this uh, affect the way in which we uh, share the gospel? Yes. The loss of the sacred. Everything is common today.

Vedem că sacrul uh, a fost pierdut în atât de multe domenii uh, din viață în prezent. This idea that, oh, we're all equal. Ideea aceasta că suntem cu toți egali. That's true. E adevărat. We are all equal. Suntem cu toți egali. But there Dar spune că sunt anumite lucruri care țin de viața umană care pur și simplu sunt sacre. That is...

Mă duc la uh, un serviciu de mormântare. There was a time. I'm only speaking now of my country. Vorbesc acum în dreptul uh, contextului meu al, al țării mele. I go to a funeral. And I watch how... Excuse me, how people dress. Mă duc la un serviciu de mormântare și rămân uimit când văd cum se îmbracă oamenii. There is no sense of respect. Nu mai există acel sentiment de respect. That this is and a part of human experience that we join in, in with community. Uh, este o experiență umană la care ne alăturăm cu toții ca și comunitate. It's the loss of part of the community. E vorba că am pierdut pe cineva din rândul nostru, din mijlocul nostru. Human life is sacred. Uh, viața umană este ceva sacru. But we've tried to make everybody feel equal. Dar vrem cumva să-i facem pe toți să se simtă

Particip cu respect, uh, concern uh, cu preocupare. Uh, I think respect is maybe the best word for me to Cred că termenul respect este cel mai bun termen pe care aș putea folosi aici. Life has been reduced to a common denominator. Uh, viața cumva a fost redusă la un numitor comun. So, people feel very free. Oamenii se simt foarte liberi to take God's name in vain. Să ia de pildă numele lui Dumnezeu în deșert. Now I realize I'm an old man. Îmi dau seama că uh, uh, nu sunt mai tânăr. But I grew up in a home. Dar am crescut într-o casă where my dad was anything but a Christian. Uh, unde tată până la un punct a fost orice altceva, doar creștin nu se putea numi. I never heard my father. Dar totuși, use the name of the Lord in vain. Never. Nu l-am auzit niciodată pe tata luând în deșert numele Domnului. He had been taught from youth up that you don't do that. A fost învățat ca și ca și copil, ca și tânăr că nu e potrivit să faci asta. That the name of God spoke of something that is special. Că numele lui Dumnezeu uh, ne spune ceva despre cineva care e special. And could I just say quickly here? Și așa două rapid aici. The reason this has happened motivul pentru care is because of S-a ajuns în situația în care ne aflăm este datorită naturalismului. All we fo function, well, all we focus on today is function. Uh, noi suntem preocupați astăzi doar la aspectul funcționalității. We don't think about significance of meaning. Nu ne mai gândim la uh, aspectul semnificației al înțelesului. When you lose sight of the fact of that și când pierdem din vedere faptul că omul are o esență, are un suflet. There's a part of him that is special in a sense. Că parte din uh, ființa umană este specială. So deci dacă mă întâlnesc cu un om pe stradă, or a woman. sau mă întâlnesc cu un bărbat sau cu o femeie, I realize that, yes, I see a form I that has clothes it acts a certain way but that's not all there is to that person. There is a soul un acolo. there is an essence and so I must treat that person in that way. uh, Într-un mod demn. But when that is gone, all you're left is with function. Dacă nu este în considerare aspectele acestea, totul rămâne la nivelul de funcționalitate. So, if we want to make a woman equal to a man. Dacă vrem ca femeia să fie egală cu bărbatul, when we have no sense of essence or soul, dacă nu avem această. Uh, uh, cunoaștere despre esență sau, sau suflet. We, say we make her equal with man, Spunem că o facem pe femeie egală cu bărbatul. By letting Permițându-i ei să facă ce face el. That not equal, equality. Dar asta nu înseamnă egalitate în adevăratul sens al cuvântului. Aveți uh, o expunere foarte bogată asupra celor patru dificultăți în comunicarea Evangheliei. I I can see that you have a very broad explanation about the four difficulties in sharing the gospel today. Sigur că am avea mai nevoie de mai mult timp ca să aprofundăm aceste lucruri. Ați vorbit despre scăderea abilităților de conversație, despre declinul gândirii raționale, despre așteptarea crescută pentru diferite opțiuni și pierderea sacrului. You spoke about uh, uh, the lack of skills in communication, uh, the lack of uh, rational thought. Uh, again, you spoke about the, the sacred and, and the many options that people have today. And these are very interesting aspects uh, you tackled that we don't hear. Uh, while discussing how to to share the gospel. Mm -hmm. Uh, întrebarea mea finală ar fi, avem foarte puțin timp. Uh, my final question because we don't have too much time left. Yes. Uh, avem dificultăți. So, we can agree that we have difficulties. Mai <laughs> <laughs> puteam o reprezenta mm -hmm. evangheliastas? So, uh, is there a chance we could share the gospel today? <laughs> <laughs> yes. Once again,

De ceva ce a, a rămas aproape de mine în toți anii aceștia. The when I see a person in front of me to whom I speak. Când văd o persoană în fața mea cu care am oportunitatea să să conversez. Francois Schaefer, Schaefer spune. First, see a human being. Mai întâi, asigură-te că în, înainte atât vezi o ființă umană. And secondly, a sinner. Și apoi eh uh, vezi un păcătos. And that will make all the difference. Și asta va face toată diferența. It's made a big difference in my own life. Și am văzut că a dreptate și am văzut asta în viața mea personală. And how I share the gospel. În modul în care eu am împărtășit și împărtășesc Evanghelia. And Schaefer, Schaefer ministered at a time when they had great difficulties. Mm -hmm. But I'm told that if he had an one hour to spend with an unbeliever, Schaefer, și el a, a, a slujit și a împărtășit Evanghelia în vremuri dificile, dar mi s-a spus că dacă avea la dispoziție o oră, He would spend the first 50 minutes asking questions. dacă avea la dispoziție o oră se vorbea să vorbească cu necredincios, primele 50 de minute le petrecea pur și simplu punând întrebări. Cred că trebuie să ne gândim mai serios la exemplul lui dacă vrem să împărtășim Evanghelia. Yes. Vă mulțumesc foarte frumos pentru participarea la această emisiune. Uh, thank you for being here this evening with us. Thank you so much for the opportunity. Uh, nu sp oportunitate. sperăm să vă mai avem în România. We hope to have you again in, in Romania, in Bucharest. Cred că experiența dumneavoastră bogată și expertiza dumneavoastră în aceste domenii a filozofiei și apologeticii sunt extrem de importante pentru noi. Uh, I believe that your experience and uh, what you have to say in this field of apologetics and philosophy it's really uh, speaking to us. Good, thank you. Sperăm să ne întâlnim data viitoare. So, hope to meet you again. Iar pentru cei care ne-au urmărit în seara aceasta, doresc să vă încurajăm pe departe să prezentați Evanghelia indiferent cât de dificil ar fi vremea în care trăim. Dar în același timp. Să fim angajați să în a învăța cum să o prezentăm cu mai multă înțelepciune, luând în considerare atât factorii culturali, economici și ceilalți factori, în așa fel încât prezentarea Evangheliei să fie înțeleasă, să aibă ca și rezultat înțelegerea și urmarea Evangheliei de către cei care ne ascultă. Vă doresc o seară bună și Dumnezeu să ne ajute pe toți să avem o viață centrată în Evanghelie și să o prezentăm tuturor celor care sunt în această societate. Vă doresc o seară bună și la revedere!